Bun găsit, sunt Veronica Maftei și vă prezint jurnalul Canal Sud. Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuța, a primit astăzi 28 aprilie vizita unor investitori din Austria și Franța care doresc să construiască un parc eolian în comunele Valea Argovei și Frăsinet. Potrivit declarațiilor acestuia, investiția ar avea o valoare de peste 50 de milioane de euro. Liderul Consiliului Județean Călăraș a precizat că în cadrul întâlnirii de astăzi i-a asigurat pe investitori de tot sprijinul său în vederea asigurării autorizațiilor de construcții. Am avut onoarea să primez la Consiliul Județean un grup de investitori din Franța și din Austria care au luat ca și punct de reper Comuna Frăsinești și Comuna Valea Argovei, vor veni să investească în județul Călăraș peste 50 de milioane de euro. Le-am dat tot suportul nostru logistic al Consiliului Județean că le asigurăm, să spunem, autorizațiile de construcție, avizarea puzurilor și tot ce au nevoie pentru ca să investească în județul Călăraș și în cele două localități. I-am rugat să se îndrepte și către administrațiile Comunei Frăsinet și administrația Comunei Valea Argovei să stea de vorbă cu domnul primar și împreună, în cel mai scurt timp, să avem întâlnire comună, să putem să asigurăm tot ce înseamnă autorizare și întocmirea puzurilor pe zonele pe care domniile lor le-au localizat și vor să investească. Partenerii străini vin la noi în județul Călăraș și sunt interesați de energie alternativă, energia verde, panouri solare și instalații fotovoltaice și eoliene, să poată la momentul ăsta să investească pentru că la ora actuală în cele două zone, Valea Argovei și Frăsine, sunt cele mai mari stații de electrice care erau folosite pentru irigat. Președintele PSD Călăraș Vasile Iliuța a declarat astăzi, în data de 28 aprilie, în cadrul unei conferințe de presă, că ieri a fost prezent la București pentru a discuta despre problemele politice ale organizației județene a partidului. Acesta a punctat faptul că, în prezent, coaliția de guvernare funcționează mai bine decât funcționa cu fostul președinte al PNL, Florin Câțu. Tot el a mai anunțat că, după data de 15 mai, județul Călăraș va fi selectat în vederea semnării tuturor contractelor de investiții pe programele naționale. Am fost invitat la București pentru probleme politice ale organizației județene Călăraș. La momentul ăsta, coaliția funcționează mai bine decât funcționa cu domnul președinte Câțu, cu domnul Ciucă funcționează coaliția, sunt proiecte pe care pe masa președintelui Ciucă și prim-ministru al României au început să funcționeze, urmează să investim, să spunem, toate propunerile pe care Partidul Social Democrat le-a făcut, iar pe programe de dezvoltare urmează Programul Național de Investiții, care a fost ajustată urmarea negocierilor pe care le-au făcut în coaliție și cred că după 15 mai suntem selectați ca între cele 6 județe care vom semna Programul Național de Investiții, toate contractele de infrastructură din județul Călăraș. Pe lângă Programul Național de Investiții, unde vrem ca fiecare localitate să aibă cel puțin un proiect, și noi la momentul ăsta am avut o întâlnire cu președintele Partidului Național Liberal, Ciprian Pandea, și am stabilit cu domnia sa că fiecare localitate trebuie să fie selectată cu minim un proiect. Unele localități care au proiecte de valori mai mici vor avea și două proiecte, iar cele care au valori mai mari vor avea decât un singur proiect. În continuare, pentru dezvoltarea județului, am avut o întâlnire cu primarul municipiului Oltenița, domnul Milescu, unde am decis ca să continuăm demersurile pentru drumul verde, cum îl numim noi, drumul verde, începând de la Călăraș până la Oltenița, pe dig, în parteneria cu Apele Române, să putem să realizăm un drum de acces cu mașini electrice și cu biciclete, să putem să legăm cele două municipii pe un drum ocolitor ce ar însemna drumul verde pe digul Călăraș-Olteniță. Am mai discutat cu domnul primar al municipiului Oltenița un parteneriat să putem să realizăm și la nivelul municipiului Oltenița drumul de acces ca variantă care pleacă de la DN4, de la intrarea în municipiul Oltenița, traversează municipiul Oltenița și ajunge în portul din Oltenița. Și aici să intrăm într-un parteneriat, cum am intrat și cu primăria municipiului Călăraș, să finanțăm, să spunem, această situație care s-a deteriorat drumul de acces DN4, fiind pe teritoriul administrativ al municipiului, obligația îi revine municipalității să-l repare, să-l țină în funcțiune, de aceea Consiliul Județean
va interveni să poată să asigure sumele necesare să putem să intrăm în parteneria cu municipiul Olteniță. Consilierul județean din partea USR, Valentin Popa, a precizat că localitățile Sărulești, Sohatu, Gurbănești și Fundulea din județul Călăraș sunt adevărate focare de infecție din cauza gunoiului existent. Acesta a cerut în cadrul ședinței ordinare din data de 27 aprilie ca directorul Gărzii de Mediu Călăraș să fie prezent în următoarea întâlnire a consilierilor județeni pentru a clarifica situația. De asemenea, Valentin Popa a solicitat conducerii Gărzii de Mediu să amendeze edilii localităților, nu să sancționeze primăriile. Directorul Gărzii de Mediu să fie prezent, începând cu localitatea Sărulești, în care e un focar de infecție și noi Consiliul Județean nu știm poate ce se întâmplă acolo și foarte multe OAT-uri în care sunt gunoaie, sunt, deci e focare de infecție la marginea localităților. Să vină aici și să înceapă cu amenzi. În primul rând, pe primar, dacă se aducă la o notificare la cunoștință, în maxim 30 zile să fie eliberate acele gunoaie, începând cu localitatea mea Sohatu, care este gunoaie, deci peste tot, și directorii Gărzii de Mediu închide ochii. Vreau ca la următoarea ședință să vină să fie prezenți aici și să înceapă cu Sohatu, cu Sărulești. Consilierul județean al Pro-România, Răzvan Meseșanu, a solicitat executivului Consiliului Județean Călăraș, în cadrul ședinței din data de 27 aprilie, informații despre situația adăposturilor antiaeriene din județ și municipiu în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina. Acesta își dorește să se inițieze un proiect de hotărâre din fondul de rezervă al Consiliului Județean sau să se găsească o altă variantă prin care să fie gestionate subsolurile blocurilor, ba chiar să se amenajeze alte spații pentru ca, în caz de conflict, întreaga populația județului să aibă unde se adăposti. Luna trecută la ședința ordinară am avut mai multe idei pe care vi le-am transmis. Una dintre ele a fost cea referitoare la o rugăminte de a vedea care este stadiul atât în municipiul Călăraș cât și celelalte orașe și localități ale județului Călăraș referitor la adăposturile antiaeriene. Consider că este și conform unei definiții, unui concept din activitatea pe care o desfășor eu, pericol grav și iminent. Grav este, iminent încă nu este. Este o situație reală, concretă și actuală în toată lumea asta, nu numai în România, ce se întâmplă la granițele Uniunii Europene cu războiul din Ucraina. Și cred că dacă facem iarna acar și vara sanie, putem să prevenim o situație pe care nu ne dorim să se întâmple. Legat de aceste adăposturi, vă spun că la foarte scurt timp după ședință am identificat că există în județul Călăraș, cred că la luna și la luna, 25 de astfel de adăposturi, din care 22 în Călăraș, în municipiu. Majoritatea covârșitoare din cele 22 sunt gestionate de primăria Călăraș. Am făcut adresă, în câte am înțeles, pe circuit, răspunsul n-a ajuns la timpul tău ca să vă putem informa. Mai sunt câteva private, mă rog, asta bancă comercială, există o situație care a pus-o de fapt doamna Giurcan mai demult la pe WhatsApp. Imediat ce avem informații, vă punem la dispoziție. Eu am înțeles și vă mulțumesc. Dar vreau să fiu foarte clar. A trebuit să gândim lucrul ăsta nu la modul extrem de oficial, ci la modul popular, dacă vreți să spun, sau populist, da? Chiar dacă poate să pară chiar populist. Noi, fiecare bloc are un subsol. Chiar dacă nu îndeplinește condițiile prin care se reglementează de către ISU, de către legiuitorul țării, da? De către Parlament. Toți suntem de acord că este posibil, nu este iminent, dar este posibil să avem nevoie de aceste adăposturi. Toată lumea suntem de acord, numai că trebuie să găsim și cadrul legal, pentru că Consiliul Județean nu are astfel de adăposturi. Trebuie să facem, eu știu, un parteneriat cu primăria, cu primăriile, astfel încât să facem, nu adăposturi, că nu avem posibilitatea, dar să facem, să fie subsolul ăsta salubre. Da? Primarul comunei Nana, Gheorghe Dobre, se află la mandatul cu numărul 5, acesta a preluat comuna dintr-un punct zero. În ultimele mandate, administrația a evoluat pozitiv. Mai multe precizări despre cum au evoluat lucrurile în comuna Nana oferă primarul Gheorghe Dobre într-un interviu pentru Canal Sud. Din punctul meu de vedere, au evoluat pozitiv.
Și când spun asta, vorbim de schimbarea multor lucruri în localitate și ca puncte esențiale putem să ne referim la școală, la cele două corpuri de școală. Să vă spun că este o școală recondiționată, făcută de curând. Reabilitare și modernizare cu ajutorul domnului primar și cu terenul de sport și părculețul. Și împreună cu copiii am pavasat și la parter și la etaj, vă rog să mergem și la etaj. Ne înțelegem foarte bine cu toții și le-am și realizat lucrurile astea și împreună cu domnul primar. Ne referim la dispensarul uman, ne referim la reabilitarea primăriei, clădirii primăriei și modernizare. Alte proiecte care deja au fost executate și finalizate, cum ar fi parcul mare din localitate, un parc pentru copii și un teren de fotbal în curtea școlii, foarte frumoasă de altfel, că a fost visul meu de copil, ca să ajungem odată pentru totdeauna să modernizăm și noi străzile din localitate. Lucru care l-am făcut, mai avem de lucru, sigur, cu ajutorul proiectanților, cu ajutorul ministerelor de care, la care ajung proiectele, vom reuși să finalizăm chiar întreaga modernizare, întreaga localitate să aibă străzi asfaltate, apă și canalizare. Avem proiecte depuse, urmează la finanțare. Mai sunt și alte lucruri care au fost făcute deja, cum ar fi centrala de la biserică, actuala clădire în care suntem acum, dintr-o clădire aproape, în paragină, am făcut ce vedeți, un centru modernizat, unde am putut să, și putem să funcționăm în condiții normale, chiar dacă primăria este, clădirea primăriei este în reabilitare și nu numai. Festivalul Flor de Mai revine la Călăraș după 2 ani de pandemie. La mijlocul lui mai așteptăm cei mai în vogă artiști ai momentului. 13 mai, Oana, Radu și Delia. 14 mai, Maximilian. Astea-s doar rânduri pe o hârtie, ia câteva gânduri dintr-o mie. Lidia Buble. Și Carla's Dreams. Dulce, dulce, până la sânge. 15 mai, DJ Project și Andra. Tine sufletul, că slăbiciunea mea ești tu. Aș lăsa timpul să termine filmul. Toată distracția în piața din centrul vechi al orașului. Concursul de interpretare va avea loc în sala de spectacole Barbu Știrbei cu recitalurile artiștilor Nico și Cătălin Crișan. Toți participanții din concurs vor cânta live, acompaniați de orchestra compozitorului Viorel Gavrilă. Eveniment organizat de Consiliul Județean Călăraș prin Centrul Județean de Cultură și Creație. România termină cu victorii la campionatul european pe echipe. Competiția s-a desfășurat în perioada 20 aprilie-23 aprilie-2022. La campionatul din Slovenia au participat 19 țări, iar naționala României a debutat cu meciuri contra țării gazdă, Norvegiei, Luxemburgului și Danemarcei. Săptămâna trecută am participat la campionatul european Divizia 3-a, care s-a ținut la Ljubljana, în Slovenia, unde echipa României masculine a obținut locul 5 și cea feminină locul 9. Sunt cele mai bune rezultate obținute de echipele naționale în squash și ne bucurăm pentru acest lucru. Nu ne oprim aici, mai avem
mult de muncă și ne gândim ca la anul să promovăm în divizia a doua. Ricci a adus punctul decisiv pentru locul 5. El, având statutul de rezervă în echipă, am apelat la el în ultimul meci și a reușit o victorie cu 3-0 împotriva jucătorului din Malta. Iar acea victorie ne-a adus câștigul pe final la 2 puncte diferență. În rest, s-a văzut o dorință mare a tuturor participanților de a reveni la sport, la mișcare, la genul ăsta de evenimente, care în ultimii 2 ani nu s-au ținut din cauza COVID-ului sau nu s-au ținut din cauza pandemiei. Acum nu avem decât altceva decât să întoarcem la antrenamente și să muncim pentru l-an. În cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Călăraș, la data de 2 august 2021, a fost înființat Biroul Pregătire Profesională. Obiectivul principal al acestei structuri îl reprezintă formarea unor polițiști bine pregătiți care să facă față provocărilor mediului operativ. Săptămânal sunt programați până la 20 de polițiști care iau parte la ședințe de pregătire fizică și autoapărare, pregătire tactică, pregătirea în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare și pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu. Începând cu data de 8 februarie 2022, a debutat activitatea în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu. Poziția corectă la volan. Pentru o poziție corectă la volan, prima și prima dată vom începe cu scaun. Prima și prima dată începem cu reglajul pe adâncime în funcție de pedala de ambreiaj. Călcăm pedala de ambreiaj la maxim. Piciorul trebuie să vină flexat, maxim 160 de grade. Ne apropiem de volan sau ne depărtăm în așa fel încât, după cum v-am spus, piciorul trebuie să vină flexat. Lipim umerii de spătar, întindem mâna și încheietura trebuie să ne vină la ora 12. După ce am reglat spătarul, mai avem un reglaj pe înălțime. Cum reglăm corect scaunul pe înălțime? Îl reglăm în raport cu plafonul. Să avem de la creștet, de la cap, până la plafon, 4 degete, maxim o palmă. După ce am reglat înălțimea, mai avem tetiera. Se reglează pe înălțime. În momentul când întoarcem privirea către stânga sau către dreapta, jumătatea tetierei trebuie să vină în dreptul ochilor. Avem volanul. Avem dedesubt o clapetă care ne permite reglajul pe înălțime. Cum reglăm corect volanul? În așa fel încât, prin cea mai mare fantă, cea de sus, să vedem tot instrumentalul de bord. Sunt martori luminoși care pot apărea în bord, de aceea reglăm volanul pe înălțime în așa fel încât, repet, prin cea mai mare fantă, să vedem instrumentalul de bord. În cazul în care apare o problemă, să vedem tot instrumentalul de bord. Poziția corectă a mâinilor pe volan este la 3 și la 9. Din această poziție avem o manevrabilitate foarte bună în evitarea unui pericol iminent. Următorul pas, centura de siguranță. Ne ajută foarte mult la mersul pe un sector de drum cu denivelări. În cazul unei răsturnări, ne va ține foarte bine în scaun. Următorul pas este reglarea oglinzilor. Oglinzile retrovizoare se reglează în așa fel încât, în prima parte a oglinzii, pe interior, primii 10%, să vedem extremitatea mașinii. După ce am reglat oglinzile exterioare, avem oglinda retrovizoare din interior. Oglinda retrovizoare din interior vine în completarea celor două pe exterior. Săptămânal sunt programați până la 20 de polițiști care au parte la ședințe de pregătire fizică și autoapărare, pregătire tactică, pregătire în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare și pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu. Începând cu data de 8 februarie 2022, a debutat activitatea de conducere a autovehiculelor de serviciu, iar după cum puteți observa, în acest moment, în spatele meu, sunt în desfășurare manevre de conducere defensivă. Programul de pregătire conducerea autovehiculelor cu regim în circulație prioritară cuprinde atât parte teoretică, cât și parte practică.
Referitor la partea teoretică, sunt abordate teme legate de toți participanții la trafic, auto, moto, hipo, bicicliștii și pietonii, legislație în domeniul circulației, precum și statistica accidentelor de circulație. Totodată sunt desfășurate activități premergătoare conduceri, cum ar fi poziția la volan, reglarea scaunului, reglarea volanului, reglarea centurii de siguranță, reglarea oglinzilor, poziția corectă a mâinilor pe volan, circulația mâinilor pe volan. În acest perimetru sunt simulate diverse situații cu care polițiștii se pot întâlni în trafic, fiind necesară frânarea bruscă până la oprirea completă a autovehiculului, evitarea unui obstacol apărut instantaneu în trafic, executarea mersului sinuos printre jaloane, tehnici de manevrabilitate și de parcare, deplasarea în regim prioritar. Rolul acestor exerciții este reprezentat de formarea unor deprinderi ale polițiștilor, de a fi capabil să aleagă cea mai bună variantă pentru a ieși dintr-un accident ce nu a mai putut fi evitat, cu consecințe minime. Astăzi, 28 aprilie 2022, începând cu ora 14:30 la Muzeul Municipal Călăraș, a fost organizat un workshop de schițe pentru redecorarea parapetului din Parcul Central Călăraș, urmând ca vineri, dacă vremea va permite, acestea să fie aplicate pe peretele de pe malul Borcei și să fie umplute de culoare. Un workshop, un atelier în care vor fi realizate schițele pentru redecorarea parapetului din Parcul Central. S-au înscris până acum peste 25 de tineri care, sub îndrumarea a doi coordonatori, vor realiza schițe care vor fi transpuse pe parapet și colorate atunci când vremea va permite. Cel care a fost cu ideea este aici, vă va povesti despre ce e vorba. Eu am copilărit în parcul ăsta și am văzut de-a lungul anilor cumva evoluția și involuția lui. Am considerat că poate fi un plus și putem să scoatem mai mult în evidență treaba asta, iar acum colaborarea cu Asociația Mai Mult Verde am reușit să facem prin programul ăsta cu apele curate fix treaba asta. Putem să scoatem niște mici lucruri în evidență cu ajutorul comunității locale, cu ajutorul autorităților și cu ajutorul câtorva ONG-uri cu care colaborăm. În principiu am creat un formular online în care se pot înscrie cu nume, prenume, un număr de telefon. O să fie nevoie pentru majoritatea, o să fie nevoie de un acord al părinților, pentru că majoritatea o să fie sub 18 ani. Workshop-ul se va desfășura în felul următor. O să vină aici la muzeu, li se va propune o temă orientativă de către coordonatori, vor fi ghidați pe parcursul workshop-ului de ei. Schițele apoi vor fi transpuse pe parapet cu ajutorul unui proiector pe timp de noapte. Facem contururile, practic, iar a doua zi, dacă ne permite vremea, o să putem veni să umplem toate spațiile, să colorăm parapetul. Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de ploaie, averse care vor cumula 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice și intensificare ale vântului și izolat grindină. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călăraș, codul galben este valabil începând cu data de 28 aprilie 2022, ora 10, până în data de 29 aprilie 2022, ora 6. Începând de astăzi, puteți urmări prima ediție a emisiunii Dr. Sud, unde a fost invitat medicul urolog Radu Vrabie, accesând site-ul nostru canalsud.ro. Aici se încheie jurnalul Canal Sud. Dacă ați fost martorii unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți trimite imagini pe WhatsApp la numărul de telefon 0727 869 957 pe mâine.